Consiliul director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, condus de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Florin Popescu, a organizat cu mare tamtam o dezbatere publică pe tema disputatei și mult controversatei taxe de habitat, un bir nou instituit în județul Dâmbovița, care ne mulțumește cetățenii și administrațiile publice locale. Pentru că în ultimele luni au existat tot felul de discuții, probleme, dar și nemulțumiri legate de taxa de habitat, cunoscută în popor drept taxa de gunoi, ne-am fi așteptat ca prezența la această dezbatere să fie numeroasă, să participe primarii tuturor celor 89 de localități ale județului, toți consilierii județeni, dar și reprezentanța opiniei publice, a asociațiilor de proprietari, de exemplu. Nici vorbă de așa ceva. La așa zisa dezbatere pe tema taxei de habitat, n-au catadixit să participe decât 8 primari. Este vorba de edilii localităților Târgoviște, Moreni, Găiești, Pucioasa, Răcari, Ile Caragiale, Șotânga și Titu, care fiecare, în funcție de culoarea politică, s-a declarat ori mulțumit, ori nemulțumit. Nici parlamentarii de Dâmbovița nu s-au înghesuit să participe la dezbaterea pusă la cale de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Florin Popescu. Singura excepție a fost senatorul PSD Adrian Țuțuianu, care nu a venit pe post de spectator, ci pentru a prezenta nemulțumirile culese din teritoriu, dar și a oferit posibile soluții legate de modul de încasare a acestei taxe, de modificarea cuantumului acesteia, propuneri care, se pare, vor fi discutate în ședința ADI programată pentru săptămâna viitoare, căci de la această dezbatere publică, fie vorba între noi, care a durat mai bine de 3 ore și jumătate, toți au plecat așa cum au venit. Întrebările au rămas aceleași, iar răspunsurile întârzie să apară.